Birbec, concentrați-vă la maxim, pentru că pe parcursul zilei veți avea parte de o mulțime de provocări pe plan profesional și în relație de cuplu. Un gest frumos la adresa partenerului ar putea să vă apropie mai mult. Taur, munca este pe primul plan, iar pentru problemele casnice nu vă mai rămâne timp. Nativii care încă nu și-au găsit jumătatea au șanse mari să-și găsească un partener pentru o relație de durată. Gemeni, aveți o senzație de neîmplinire pe tot parcursul zilei care vă face să nu vă simțiți prea bine. Pentru a trece mai ușor peste asta, ar fi bine să vă concentrați pe lucrurile frumoase din viață și să nu fiți prea pretențioși cu cei din jur. Rac, evoluția pe plan profesional este favorizată, însă nu va fi lipsită de provocări. Partea proastă e că veți simți o presiune apăsătoare și va trebui să găsiți măcar câteva minute pentru a vă relaxa. Leu, planurile s-ar putea să nu decurgă prea bine, iar asta nu vă încântă deloc. Intuiția este cel mai bun prieten în aceste momente și vă va da de știre dacă sunteți pe calea cea dreaptă. Fecioară, astrele s-au aliniat în așa fel încât veți reuși să rezolvați mai multe lucruri care v-au dat bătăi de cap în ultima perioadă. Va trebui să vă organizați bine timpul pentru că veți fi solicitat din toate părțile. Balanță, este ziua în care va trebui să vă adaptați mai multor metode neobișnuite de a acționa. Este important să luați decizii bine gândite pentru a reuși să obțineți un rezultat bun în tot ceea ce faceți. Scorpion, este ziua perfectă pentru finalizarea proiectelor pe care le-ați început de ceva timp. Din punct de vedere sentimental, veți fi vulnerabil și veți avea nevoie de susținere emoțională. Săgetător, astrele sunt favorabile pentru a întări relațiile de prietenie și pe cea de cuplu. Veți avea parte de satisfacție din treburile casnice și interacțiunea cu partenerul de viață. Însă, nu uitați de sarcinile de la locul de muncă. Capricorn, astăzi este bine să vă mobilizați și să nu așteptați să apară oportunități, dar să le creați singuri. Activitățile de voluntariat ar fi bine să le refuzați, pentru că vă pot da mari bătăi de cap de viitor. Vărsător, este ziua perfectă pentru îmbunătățirea relațiilor sentimentale și ar fi bine să profitați de acest moment. Și pe plan profesional, astrele sunt de partea voastră. Există perspective clare pentru realizarea planurilor din trecut. Pești, este momentul potrivit pentru a pune bazele unei relații sentimentale care s-ar putea transforma într-o relație de durată sau poate chiar o eventuală căsnicie. Faceți abstracție de prejudecăți și ascultați ce spune inima.